Doamnelor, domnilor, bună seara! Suntem în direct la Ne Privește. Vorbim în această emisiune despre evoluția sistemului de învățământ universitar, despre schimbările de pe piața muncii care sunt într-o continuă upgradare, să-i spunem așa, dacă există sau nu discrepanțe între cele două și poate cel mai important lucru despre admiterea la Universitatea Danubius. Despre toate acestea vorbim cu doamna Monica Pocora, prorector pentru activitatea didactică și de formare a personalului, conferențiar universitar, doctor Universitatea Danubius. Bună seara, bun venit! Bună seara, bun găsit! Spuneam la început că piața muncii din România este în continuă schimbare. Tot timpul apar cerințe noi. Acum, din ce spun tinerii, nu întotdeauna există o concordanță între ceea ce oferă universitățile și ceea ce întâlnesc tinerii atunci când termină studiile universitare și vor să se angajeze. Surpriză, piața nu e suficient de încăpătoare. Este adevărat, este piața, apreciem noi, suficient de încăpătoare dacă știi ceea ce să oferi, dacă știi să-i transmiți studentului ceea ce are nevoie și să-l pregătești pentru acea forță de muncă despre care spuneați. Societatea este adevărat că nu stă pe loc, este într-o continuă mișcare, ori dacă noi, formatorii de educație, nu venim în întâmpinarea, pe de o parte, a studentului, dar pe de altă parte în întâmpinarea angajatorului, este foarte greu să se realizeze această punte, această tranziție și să existe rezultatul eficient. Există foarte multe locuri de muncă, nu mai sunt cele care erau înainte și bine cunoscute. Absolveai o facultate de științe economice, te încadrai pe un post de contabil sau și cam atât. Acum, tocmai pentru că există această evoluție a societății și care parcurge cu pași repezi, este nevoie să venim și noi cu mai multe programe de studii, cu să le furnizăm mai multe competențe și transversale și profesionale, competențe de care angajatorul să beneficieze. Nu putem rămâne în planul de învățământ cu aceleași denumiri ale disciplinelor ani de ani. Tocmai de aceea este nevoie ca de fiecare dată să actualizăm, să întrebăm piața muncii, să întrebăm angajatorii, să întrebăm mediul de afaceri cam cum le-ar plăcea acestora să fie noul angajat și atunci noi să ne revizuim curricula în funcție de necesitățile acestora. Deci, într-o lume ideală, structura învățământului superior ar trebui să se adapteze în permanență la ultimele trenduri de pe piață. Nu putem altfel. Cel mai evident exemplu este cu spațiul virtual, cu era digitală în care trăim. Dacă în urmă cu 30 de ani nu era atât de accelerată, nu se resimțeau, noi în Europa resimțeam atât de puternic. Acum chiar este nevoie. Nu putem să nu avem programe interesante, nu putem să avem informatică, de exemplu, de gestiune, nu putem să nu furnizăm cunoștințe upgradate, așa cum spuneați, despre tot ceea ce înseamnă informatică, tehnologia informației. Pentru că altfel nu ar fi acoperite aceste arii. Corect. Iar tinerii nu ar căuta să se... Adică dacă nu există un domeniu pe care ei să-l prefere, un domeniu din care să aibă șanse, odată ce-l aprofundează, să intre pe piața muncii, atunci degeaba. 5-28 septembrie, deci au început deja înscrierile pentru cea de-a doua sesiune. Sunteți de acord, doamna Monica Pocora, că nu e neapărat importantă facultatea pe care o urmezi, ci universitatea pe care o alegi? La ce ar trebui să fie atent un tânăr atunci când își alege universitatea? Dacă vreți, din punctul meu de vedere, aceste două laturi fac corp comun. Nu putem spune că mergem la facultatea respectivă, dar universitatea nu prea e bună. Este ca și cum cauți o școală bună, dar de fapt nu ai învățător, nu ai cadru didactic acolo. Adică ele, de regulă, dacă ai o facultate bună care să se bucure de rezultate, atunci și universitatea crește în egală măsură și în același timp cu facultatea.
să spun, este important. Studentul când vine la noi știe de regulă ce vrea. El vine căutând oferta de la facultatea de drept, de exemplu, căutând oferta de la facultatea de științe economice, tocmai pentru că știe că acolo poate este un profesor care are despre ce să-i vorbească și pentru că există absolvenți cu care noi ne putem mândri. Deci sunt, dacă vreți, asociate cele două. Înainte să intrăm în această emisiune, am tot studiat piața muncii din 2014 până astăzi și nu întâmplător v-am adresat această întrebare că e mai importantă universitatea decât facultatea. Citeam un articol semnat de George Butunoi, unul dintre cei mai cunoscuți headhunter din România și spunea așa: poți face cea mai bizară facultate din lume și primești imediat oferte de joburi la care alții nici nu pot visa dacă universitatea e una de top. Aici mă determinat să mă duc către diferențele dintre privat și public și stat. Ceea ce nu vreau să fac. Trăim încă, din păcate, trăim încă cu reminiscențe ale preconcepțiilor, ale prejudecăților, când se presupune, dar fără temei, că universitatea de stat poate să ofere un absolvent mai bun pentru piața muncii. Și că acolo, mă scuzați că vă întrerup, completez ca o paranteză, că acolo merg elitele și că se aude des sau se auzea mai des în anii trecuți că la o universitate privată poate avea acces orice tânăr, indiferent de rezultate. Aș face aici o distinție între învățământul cu tradiție și care, da, poate să fie asociat renumelui și învățământul nou. Aș face de asemenea distinție între universitățile de stat și cele private, în sensul că, din punctul meu de vedere, din punctul Universității Danubius de vedere, triumfează universitățile private. Vă dau exemplul bine cunoscut al Statelor Unite, unde universitățile de top, din fericire și din coincidență, dintr-o coincidență fericită, sunt cele private, da, instituțiile de învățământ. Însă aș putea să spun că motivant pentru universitatea privată este faptul că se autofinanțează și atunci, ca să reziste pe piață, trebuie să diversifice programele de studii. De asta vă spuneam că triumfează, pentru că nu stă pe loc, iar răspunde nevoilor societății, în vreme ce o universitate publică, o universitate de stat, este obișnuită să aibă acea parte de cofinanțare semnificativă. Ori noi, pentru a rezista, pentru a face față, pentru a avea un număr de studenți în continuă creștere, este nevoie să nu stăm pe loc. Din punctul meu de vedere, repet, este universitatea privată triumfează. Tinerii, de regulă, atunci când, sau cei de vârsta mea cu care discutam în anii trecuți, tot timpul ne-am gândit să fim într-un loc unde creativitatea, unde spiritul antreprenorial sunt apreciate, sunt ajutate să se dezvolte. Și mă gândesc că e important și pentru tânărul de astăzi să caute o universitate de stat sau privată care să corespundă nevoilor lui și să fie foarte atent în clipa în care își alege facultatea, universitatea în care vrea să studieze. Adică, sigur, studenții sunt diverși, nevoile lor sunt multiple, fiecare vine cu o educație, fiecare vine cu un backup, fiecare nu îi putem privi pe toți la fel. Ori dacă noi nu ne aplecăm asupra nevoilor tuturor, este foarte greu să-i privești așa ca pe un tot unitar, să privești ca pe o sală de studenți, adică un lot, da, de da, studenți, ceea ce este grav, apreciez eu. Cam asta se întâmplă la universitățile de stat și sunt studenți care confirmă lucrul acesta. De exemplu, avem absolvenți de studii universitare de licență care vin de la stat și vor să continue studiile la noi. Se înscriu la Maserat și atunci inevitabil îi întreb: de ce ai ales să vii la noi și nu ai continuat tot? Pentru flexibilitate, pentru faptul că nouă ne răspunde cineva aici.
Ori pentru noi este un sistem, un mesaj de alarmă, un semnal de alarmă și ne determină să nu procedăm la fel ca ceilalți, să cu studenții noi, să fim în gardă. Să luați în calcul nemulțumirile pe care ei le au. Sigur, fiecare student reclamă alte nevoi, are alte necesități, ori dacă nu suntem acolo pentru ei, nu putem să spunem că este împlinit, că este desăvârșit actul educațional, că în fond asta face. Spuneați de tradiție și vreau să le menționez celor care ne privesc că Universitatea Danubius este fondată în 1992, o universitate europeană, modernă, sunt multe laboratoare la care tinerii au acces acolo, din câte știu. Totul este perfect adaptat societății în care trăim și la standardele la care se așteaptă tânărul, pentru că odată intra pe piața muncii să nu se trezească, dar eu cu asta n-am mai avut contact. Adică n-am pus în practică nicăieri, niciunde ceea ce am învățat. Ori angajatorul nu te întreabă ce știi să faci, ce ai făcut până acum, chiar și în cadrul unei universități, care e experiența ta. Sigur, partea teoretică trebuie îmbinată perfect cu partea practică. Ori noi acordăm atenție deosebită și deopotrivă în egală măsură cu părții practice, la fel cum o facem și cu partea teoretică. Adică nu e suficient să mergi la curs și să-i prezint studentului dacă el nu simte despre ce vorbești. Ori practică avem și la Facultatea de Drept și la Comunicare și Relații Internaționale și la Facultatea de Științe Economice. Avem diferite parteneriate cu mediul de afaceri, cu alte universități, cu diferite cabinete, cu instanțe, cu acolo unde putem să ne trimitem studenții pentru a simți, pentru a palpa ceea ce noi am transmis la partea teoretică în sală. Parteneriate foarte importante pentru studenții care își văd de treaba lor și sunt serioși, pentru că au șansa să se remarce. Headhunterii de care vorbeam mai devreme sunt cam peste tot și ei pot avea șansa să fie recrutați încă de pe băncile universității. Înscrierea în cea de-a doua sesiune se poate face și online și la sediul universității? Se poate face și online. Este o formă, dacă vreți, a flexibilității despre care tocmai vă vorbeam. Cadrele didactice sunt pregătite să răspundă atât pentru înscrierea la sediul universității. Suntem mobilizați, suntem activi, suntem prompți, inclusiv pentru acea admitere online despre care am în față câteva pliante care ne spune și ce ar trebui să conțină dosarul pentru admitere. Ajungem imediat și acolo. Ce facultate e cea mai căutată de tineri? Este Facultatea de Drept. Facultatea de Drept este una către care vin mai toți tinerii cu aspirații către profesia juridică. Sunt unii care nu știu exact ce vor să devină, ce le-ar plăcea, tocmai pentru că nu știu exact despre ce se vorbește, care este planul de învățământ, care sunt disciplinele. Însă pe măsură ce le facem cunoscută încă de la admitere, așa cum vă spuneam, cadre didactice, indiferent de grad, indiferent de funcție, întâmpină studentul pentru a-l îndruma, adică este o formă de consiliere, dacă vreți, astfel încât să ghideze studentul să-și depună dosarul acolo unde dorește. El, de exemplu, poate vine coordonat de ideea de a se înscrie la Facultatea de Drept. Însă, după ce reprezentanții fiecărei facultăți îi prezintă cam care sunt competențele pe care le dobândește, care sunt joburile pe care ar putea... E o consiliere, da. Este o formă de consiliere. Atunci, probabil va constata că dreptul civil, de exemplu, sau contractele, sau, nu știu, dreptul transporturilor, dreptul muncii, dacă îl introduci așa un pic, îi faci un rezumat din planurile de învățământ ale fiecărui program, probabil își va da seama că îi place mai mult comunicarea sau îi place să lucreze în media. Și atunci nu are ce să facă cu Facultatea de Drept. Ori dacă noi alocăm fiecărui student, fiecărui candidat, potențial candidat, îi acordăm această consiliere premergătoare de punerii dosarului de candidatură, el va ști să aleagă corect și e win-win. Câștigă și tânărul, pentru că are în față pe cineva care e corect cu el și îi spune de la bun început
ce va face, da? Nu e nimeni înnebunit să păcălească și să atragă studenții, ci ca ei să ajungă într-un loc de unde mai departe să poată profesa. Că nu te angajează nimeni că ai terminat o facultate de drept, dacă ție nici nu îți place, nici n-ai dobândit ceea ce e necesar pentru a avea succes și așa mai departe. Câți dintre tineri, atunci când aleg o facultate, se gândesc, bun, termin dreptul, vreau să fiu jurist, cam cât e plătit un jurist? Se gândește și la partea aceasta? Ce salarii îi așteaptă? Se gândesc. Cred că fiecare dintre noi se gândește și la partea materială. Acum unii o fac cu prioritate, alții mai puțin. Depinde foarte mult. Nu discutăm de cei care au o vocație într-un anumit domeniu și se duc. Da, dar vedeți, n-au de unde să știe. Nu pot ști în momentul în care vin. Da, ei probabil au auzit că magistrații sunt plătiți mai bine sau că în notariat se câștigă, în avocatură se câștigă mai bine, însă nu pot avea niște, pentru că n-au indicatori de referință, nu pot avea niște coordonate. Da, le-ar plăcea, însă, așa cum vă spuneam, dacă introduci, de exemplu, se înscrie un student la facultatea de drept și îl angrenezi în procese simulate, îl îmbraci cu o robă și îi dai un rol de avocat, de exemplu, sau de judecător, probabil își va da seama că nu este de el. Așa cum e și la facultatea de medicină, de exemplu, sunt unii probabil cărora le-ar plăcea să devină medici, însă n-ar putea să țină o seringă și să o folosească. Și atunci e important să-l familiarizezi, da, și da. Să nu-și dea seama pe parcursul celui de-al doilea sau al treilea an că ai rosit și timp și energie și resurse. E important ca un tânăr să fie pe drumul potrivit lui. Că sigur. Se întâmplă adesea, așa cum menționați mai devreme, să-și dea seama după 2-3 ani și atunci e o mare pierdere. Facultatea de drept, domeniul de specializare drept, da? Drept cu specializare drept. Vorbim de programe de licență acum. Da, 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 programe de licență. Ce mai avem aici? Facultatea de Științe Economice, Finanțe și Bănci, Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, Contabilitate și Informatică de Gestiune. Acestea sunt specializările de la Facultatea de Științe Economice pentru licență. Iar la Comunicare și Relații Internaționale avem Comunicare și Relații Publice, Relații Internaționale și Studii Europene și Psihologie. Cireașa de pe tort. Psihologia care e căutată din ce în ce mai mulți tineri. E singura variantă în zona aceasta, psihologia din... Da, este un element de noutate și vă mărturisim că s-a născut și din nevoia de a cunoaște măcar puțin din comportamentul uman. Cred că tot timpul am spus că un individ ar trebui să aibă câteva noțiuni de drept, câteva noțiuni de psihologie, așa, pentru viață. Adică, indiferent că va vrea să devină inginer sau medic, ar trebui să știe puțin și din acestea. Îi vor fi utile. Este foarte important să studiezi mimică, gestică, psihologie clinică, să studiezi atitudini comportamentale, să studiezi. E foarte important să le... până la urmă de dezvoltarea personală. De dezvoltare, exact. De dezvoltare personală. S-a născut de asemenea și din nevoia de a îmbina psihologia cu drept. Cu facultatea de drept, cu ceea ce înseamnă juridic, cu combinația e foarte interesantă. Adică un absolvent de facultate de drept poate foarte bine să se înscrie și la psihologie, de exemplu, și atunci va putea să fie un psiholog judiciar remarcabil. Și atunci e adică clar... un mix între cele două. Competențele sunt vădite, aplicabilitatea tuturor acestor cunoștințe sigur va avea. Forma de învățământ la psihologie e doar zi? Este IFE, este învățământ cu frecvență, zi, acel învățământ. Ar fi și complicat Nu ai cum, e mai greu. Deci e o specializare nouă, căutată de tineri. Am rămas... Iertați-mă, este nouă pentru că acum începem să îl implementăm, acum îl facem funcțional, însă vreau să fac mențiunea și chiar să subliniez faptul că avem cadre didactice
impresionante, cu o experiență impresionantă. Sunt cadre didactice pe care le-am căutat cu răbdare așa și tot satisfac cerințele. Sunt oameni, de a fi. Îmi spuneați înainte de emisiune, sunt oameni care profesează totodată. Da, 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 sunt și practicieni. E foarte important să, așa cum spuneam, să nu înveți psihologie doar din cărți, deși ți-ar putea fi suficientă, însă e foarte important să și aplici baterii de teste, să știi cum să le aplici, să interpretezi, să fii la curent cu, și aici sunt noutăți în domeniu, adică nu înveți psihologie în anii 70 și poți să aplici în 2016. Exact, lucrurile se schimbă până și ordinea în care înveți anumite lucruri, chiar dacă informațiile sunt aceleași ca acum 70 de ani, totuși ordinea în care le înveți sigur. Se schimbă. Și comportamentul uman se schimbă, adică nu mai cei care sunt și manifestă o atitudine în 2016 probabil nu stăpâneau atât de bine simulația cum o făceau în trecut sau probabil citeam, cum o să o facă. Citeam astăzi în Ziarul Financiar un articol care spunea că cadrele didactice din învățământul superior sunt de acord că stagiile de practică din timpul facultății sunt de un real folos pentru pregătirea studenților. Culmea, 88% dintre ei erau de acord cu acest lucru, deși în multe universități, și în special, și îmi pare rău să spun, eu am terminat o universitate de stat, în special în universitățile de stat, practica asta nu e atât cât ar trebui. Sunt de acord de asemenea cadrele didactice că cursurile abordează problemele practice cu care absolvenții se pot confrunta la locul de muncă, dar asta iarăși se întâmplă doar în 68% dintre universități. Cursurile nu prea, cel puțin cursurile mai vechi, cursurile neactualizate, nu prea au elemente de practică. Adică acolo e teorie, nu prea pură, găsești la note de subsol, da, sau trimiteri către ori studii de caz. Asta este activitatea care cade în exclusiv în sarcina celui care intră la seminar și a celui care se ocupă de practică, coordonatorului de practică. Adică el practic trebuie să lucreze în sincron, să fie în echipă cu teoreticianul și să îi transmită studentului elementele corelative pe care le-a studiat în sală. De asemenea, e foarte important ca să existe și feedback, să existe răspuns din sens invers. Adică după ce ai predat, de exemplu, la, nu știu, să spunem drept penal, da? Vorbești despre infracțiune, vorbești despre răspundere, să mergi apoi în sala de judecată cu studentul să își noteze tot ceea ce vede și reacția inversă să fie discutarea în sală a celor văzute de student în sala de judecată. Adică unde ai identificat elemente ale răspunderii, despre ce fel de răspundere, poate fi doar civilă, poate fi doar și răspundere penală, poate unde se termină una, unde începe. Corect, și în felul ăsta își clarifică și își clarifică, exact, adică nu rămâne, pentru că da, poți să-i spui studentului, uite, aici e vorba despre infracțiunea, nu știu, de înșelăciune. Ori să constate în cursul dezbaterilor că erau și alte elemente, astfel încât poate fi pusă în discuție schimbarea încadrării juridice a faptei și să vină apoi în sala de curs și să discuți cu el toate elementele astea, nu faci decât să-i consolidezi. Exact, să-i fixezi toate cunoștințele pe care el le-a acumulat până în acea clipă. Facultatea de Științe Economice, domeniul de studii de studiu finanțe cu specializare finanțe bănci, economia comerțului, turismului și serviciilor, cu predare în limba engleză. Da. Asta mi s-a părut. E și cu predare în limba română. Este și cu predare, da. Da, da, da. Și cu predare în limba engleză. Da. Sunt doritori? Sunt și nevoia este aceeași pe care ați enunțat-o încă de la început, pentru faptul că trebuie să ne adaptăm, pentru faptul că suntem deschiși și avem porțile deschise studenților internaționali, studenților străini, ori nu poți să le vorbești în limba română. Adică dacă nu e cineva pregătit și pentru nevoile acestora, în primul rând pentru limbaj, nu ai cum să fii... Corect. Și mai e un lucru, pe piața muncii sunt din ce în ce mai multe multinaționale, companii străine,
care își doresc studenți vorbitori de... Începe să devină limba engleză, a început de mult, dar de trebuie, mult, să, dar trebuie să și implementăm. E must-ul ăla, fără doar și poate. Un alt domeniu de studiu, contabilitate cu specializare, contabilitate și informatică de gestiune, în forma de învățământ aici... Este frecvență și frecvență redusă. La fel și pentru economia comerțului. La economia comerțului este și învățământ IDE. Am înțeles. Continuăm discuția după pauză. Sunt curioasă dacă mai are nevoie piața de contabil. Eu am senzația că peste tot în jurul meu sunt absolvenți de ASE. Dar o să-mi spuneți dumneavoastră dacă e așa sau nu. Rămâneți cu noi, revenim. Doamnelor, domnilor, am revenit, suntem în direct la Ne Privește, vorbim despre admiterea, cea de-a doua admitere, cea de toamnă la Universitatea Danubius din Galați. Discutam doamna Monica Pocora înainte de pauză și vă spuneam că mie mi se par foarte mulți contabili în oraș, foarte mulți absolvenți de ASE. E nevoie în continuare de contabil? Este. Apreciez că este nevoie de contabil atâta timp cât lucrăm cu bani, cu cifre și trebuie să ținem o evidență contabilă a tuturor actelor pe care le facem, indiferent că vorbim despre o instituție de drept, indiferent, fiecare are un regim de contabilitate și atunci e nevoie. Adică dacă de un jurist este nevoie doar în juridic, de un contabil e nevoie și în juridic. Atunci să nu se nu. Teamă că după ce vor termina universitatea nu vor avea unde să meargă. Nu, apreciez că nu. Nu e nevoie în continuare de contabil. Am înțeles. Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale, iarăși o facultate căutată din ce știu la universitatea dumneavoastră, și dacă ne gândim la domeniul de studiu, știința ale comunicării cu specializare în comunicare și relații publice, forma de învățământ și la zi? Este IF, învățământ cu frecvență, și IDE. Relații internaționale și studii europene cu specializare în relații internaționale și studii europene. De psihologie am discutat, deși culmea astăzi în ziarul financiar, câțiva tineri intervievați spuneau că ei ar evita psihologia pentru că le este teamă să nu devină propriile lor victime. Bine, era un răspuns dat cu umor la o întrebare adresată de reporter. Pe lângă toate acestea, pe lângă toată gama diversificată de oferte, de ce alte beneficii se mai pot bucura studenții Universității Danubius? În primul rând avem o bază materială remarcabilă, remarcată chiar și de reprezentanții universităților de stat, chiar și de către reprezentanții universităților private, nu doar din Moldova. Deținem, așa cum bine ați sesizat încă de la început, o bază logistică care să asigure nevoile tuturor studenților. Și avem în acest moment imagini de la anumite activități. Da, este festivitatea de închidere chiar de anul acesta. Deci sunt laboratoare? Sunt laboratoare de criminalistică, studio, TV, bibliotecă, bază sportivă, bibliotecă. Ce înseamnă bază sportivă? Avem un teren chiar în partea laterală a universității, unde se pot desfășura diferite activități. Am înțeles. Sportiv. Laboratoarele, biblioteca, toate asigură necesarul pe care un student îl are în timpul facultății. Nu mai e nevoie să meargă la alte laboratoare, biblioteci din oraș, acolo găsește... Vin alții la noi. Am înțeles, deci e deschis și pentru... Este deschis și pentru Galați în general. Am înțeles. Dacă nu sunt găsite cărți în anumite locuri sau la alte universități, vor găsi la noi, da.
anual, știu că acordați foarte multe burse pentru studenții meritoși. Care ar fi criteriile? Dincolo de nota cu care intră, da, admiterea, mă gândesc că sunt importante și rezultatele bacalaureat. Sigur, da, în funcție de media cu care termină anul 1, anul 2, există diferite facilități din acestea. Flexibilitate avem, manifestăm inclusiv. Sunt sute de burse sau am citit greșit? Sunt sute de burse per total. Există burse de merit, burse Erasmus, burse sociale. Avem mai multe categorii de burse. Însă cele de merit sunt în număr mai restrâns. Există și un anunț, acela că cine are 9.30 la bacalaureat nu plătește primul an de studiu. Este se adevărat. Pare da, important. E o economie pentru bugetul familiei. Cum și atunci e important ca tinerii să aibă și această informație. Dincolo de faptul că răsplătiți în felul acesta performanța elevilor. Și nevoia. Așa și cum nevoia. Spuneam, sunt și burse sociale acordăm. Adică ne aplicăm asupra nevoilor lor, care de multe ori pot avea surginte socială, familii nevoiașe, însă care vor să învețe și atunci nu le poți îngrădi sau condiționa accesul la învățare în schimbul unei sume de bani. Adică suntem oameni înainte de toate. Și atunci au acces și primești și înțelegere din partea conducerii. În primul rând înțelegere. Birourile noastre, ușile noastre, rector, prorector, președinte, sunt deschise pentru toți cei care vor să ne spună ceva. Nu mai e mult până începe anul universitar. Sigur, sunteți prinși acum cu această admitere. Ce îi așteaptă pe cei care s-au înscris deja, care au trecut de admiterea din iulie, ce îi așteaptă la festivitatea de deschidere? Sunt pregătite surprize? Nu știu, va fi... În fiecare an pregătim câte ceva. Avem un departament de media, marketing, relații publice, care tot timpul conlucrează așa. Avem o ligă a studenților care este de cealaltă parte a baricadei așa și privește încă cu ochi de student. Păi e important, sigur. Mi se pare important și cred că și pentru cadrele didactice e un câștig. De multe ori tinerii pot sesiza ceea ce cadrelor le scapă. Exact. Fie din cauza aglomerării, rutina, studentul îți poate trage un semnal de alarmă și dacă se formează echipe și lucrează împreună, câștigul mi se pare unul important. Tot timpul este lucru în echipă acolo și nu se, de regulă deciziile se iau abia după ce s-au consultat. Un alt lucru interesant la universitate, mi se pare că există un centru de consiliere și orientare în carieră. Cumva mi-ați mai spus despre asta, am vorbit. Atunci când tânărul vine să se înscrie, e consiliat, dar mă gândesc că e importantă consilierea și în clipa în care... Sigur, nu degeaba am spus că este o formă a consilierii, pentru că nu e consiliere propriu-zisă ceea ce facem în etapa premergătoare admiterii. Este consilierea despre care vă spuneați, acel centru de consiliere, are în vedere toată consilierea studentului pe durata școlarizării sale. Noi am avut oportunitatea, șansa de a implementa multe proiecte în 2015, 2013, 2015, deci pe parcursul a 18 luni, proiecte de consiliere și orientare. Am avut ca și grup țintă toți studenții noștri și au plecat foarte mulțumiți. Chiar au beneficiat de consiliere. Prin proiect am contractat cu cabinete de psihologie, li s-au aplicat, au fost beneficiarii unor baterii de teste, au fost evaluați, adică s-a făcut activitate de consiliere la propriu. Ori cu toate acestea, de toate acestea a beneficiat și centrul, din punct de vedere logistic, din toate punctele de vedere, centrul care ființează în universitate. Adică practic a fost o simbioză așa între cabinetele de psihologie externalizate și între centrul nostru de consiliere. Ori a fost un schimb de experiență, un schimb de cunoștințe, ne-am îmbogățit în cunoștințe, în metode de consiliere, ne-am și consiliat toți studenții, unii dintre ei au observat că le-ar plăcea și facultatea de comunicare, de exemplu, și-au venit
și la comunicare, fiind studenți în ultimul an la drept, de exemplu, s-au înscris și la comunicare. Tocmai să aibă un CV și o pregătire necesare unei cariere și unei cariere din care să poată trăi. Rămân la ziarul financiar pentru că l-am citit din scoarță în scoarță și mi-am notat aici că în ultimele 3 luni de zile peste 90.000 de români și-au exprimat dorința de a pleca la muncă în străinătate. Dintre aceștia o treime tineri cu vârste între 25-35 de ani, toți cu studii superioare, iar motivația lor, alegerea de a pleca din țară, a fost cea din cauza salariilor foarte mici. Deci tineri cu pregătire solidă care aleg să plece, să facă o muncă inferioară pregătirii lor, dar plătită mult mai bine. Și asta mi se pare trist. Este trist. Și cred că responsabili suntem cu toții de efectele acestea. Este o disfuncție a sistemului românesc. E o pierdere românesc, până la urmă și pentru economia noastră. Este, însă cred că există o interdependență de cauze între toate acestea. Adică n-am putea spune că este vina învățământului universitar sau vina învățământului primar pentru plecarea aceasta. Nu știm cărui fapt se datorează. Cauzele, așa cum spuneam, din punctul meu de vedere, sunt multiple și conexe, așa, rezidă unele în altele. Dar e totuși o politică a salariilor mici în România. Este o politică, dar așa cum spuneam, e o problemă a sistemului în general. Vă dați seama ce ar însemna dacă ar fi numai un segment, numai un domeniu foarte bine plătit. Atunci ar fi o suprapopulare, o supra-saturație, nu ar dăinui mult timp. Și n-ar fi în niciun caz o soluție. Pe de altă parte, înțeleg că țara noastră e sub Bulgaria la numărul de persoane cu populație activă, undeva până la 54 de ani, care au absolvit studii superioare. 18% ar fi procentul țării noastre, în comparație cu 31% media din Uniunea Europeană. Deci, cumva, nici aici nu stăm bine și înțeleg din acest studiu că în medie în Europa un absolvent de studii superioare câștigă cu 50% mai mult față de un absolvent cu studii medii. Ori la noi, tocmai pentru că indicați aceste cifre, cred că trebuie să ne ducem spre calitate. Și să fim foarte atenți. Și să fim foarte atenți și să ne ținem aproape studenții buni, dacă sunt buni, să le dăm ce putem mai mult, să le oferim ce avem mai mult de oferit, să nu mai existe doar absolvenți, să nu existe absolvenți care să plece, să aibă motivație, pentru că da, străinătatea poate părea frumoasă din punct de vedere material, dar distanța pe care ți-o impun colegii. Da, sunt o serie de și perioada de adaptare sacrificii. Și exact, este foarte greu. Adică sunt convinsă că niciunui român nu i-ar plăcea să plece în străinătate doar ca să plece. Și atât, da. Și atât. Și sau ce mi se pare ciudat e că cei cu studii medii, absolvenții de școli profesionale, să le spunem, da, își găsesc foarte greu un loc de muncă, deși e nevoie de ei. Asta mi se pare. Da, a căpătat amploare în ultimii ani, mai ales din 2000-2005, a căpătat amploare. Am impresia că a fost odată cu ordinul dat de Adrian Năstase ca toți funcționarii publici să fie absolvenți de universități. Nu știu de ce, dar la asta mă gândesc. Așa îmi sună în memorie. Da, da. Aveți o amintire legată de perioada aceea. Da. Ce să spun? Bun, există diferite motive, diferite cauze pentru care ar putea să... Și mi se pare că sunt minimalizați cei care sunt absolvenți de școli profesionale. Sunt minimalizați, însă se caută locul acela de muncă care să sune bine, se caută funcția aceea care să sune bine. De multe ori, probabil că nici nu înțeleg ce înseamnă sau ce presupune o denumire din corect.
codul de ocupații, de exemplu, dar îi place cum sună și atunci îi se pare tentant. Adică de ce să mă duc dulgher? Mai bine mă duc manager de, nu știu, de proiect. Bine, așa, visuri reale. Da. Așa cum spuneam, sunt chestiuni corelative, sunt cauze, sunt disfuncții care generează unele din unele disfuncții generează altele. Știți cum se spune, greșelile de sistem produc greșeli sistematice, cam așa e și aici. Adică se ajunge la, nu poți să dai vina pe ceva anume, să indici ceva ca fiind. Dar se ajunge, din păcate, și la situația asta. Și poate că da, e mult mai bine plătit dulgherul, e mult mai bine plătit zidarul, dar nu prea ne interesează poziția înaltă, da. Da. Important e să răspunzi, să ai cunoștințe de zidar. Nu este rușinos, tot timpul am susținut chestiunea aceasta. Poți să fii cel mai bun, nu știu, poți să fii... Nu vreau să se indic, exact. Să poți să fii foarte bun în meseria să ta. Să fii cel mai bun acolo. Dacă ești cel mai toți bun avem în ceea nevoie ce de un instalator, de un zidar, ne renovăm casa, ne facem curățenie, avem nevoie de oameni. Și nu pot exista unii fără alții. Exact. Și prima întrebare pe care o adresez celui care îți dă un număr de telefon, lucrează bine, face curat după el, termină repede, adică ții niște strângi referințe. Sigur. Chiar și atunci când alegi un instalator. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Programe de master. Vorbim un pic și despre, despre acestea. La facultatea de drept? La facultatea de drept sunt trei programe de master. Drept și administrație publică europeană, dreptul Uniunii Europene și științe penale. Acest ultim program este indicat în special practicienilor, celor care vor să fie, de exemplu, organelor de, sau polițiștilor, nu știu, care vor să devină organe de cercetare penală, cele care lucrează cu elemente de criminalistică, oamenilor care au simțul palpabil al locului faptei. Facultatea de Științe Economice, administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității. Este un program nou. Este un program nou care adaptat. S-a născut dintr-un proiect. Da? Despre ce? Proiect european. La fel, am zis că e necesar să dezvoltăm ceva nou, ceva care se cere și ceva de care are nevoie industria ospitalității. Adică nu e suficient să știi, de exemplu, despre economia turismului, comerțului și serviciilor, turism și servicii în general, ci e bine să te duci punctual pe ospitalitate, care da, poate să însemne și comunicare, care poate să însemne și puțin. Eu mă bucur foarte mult că aveți această specializare. Poate peste 3-4 ani avem și noi niște specialiști în orașul ăsta care să pună în valoare potențialul turistic al orașului în care trăim, că e neglijat din acest punct de vedere. Contează foarte mult. Pe mine, de exemplu, ca turist, nu mă interesează, nu mă bucură foarte tare dacă mă duc la o pensiune ca personalul să fie absolvent de ceva, știu, de științe economice. Corect, sau mie corect. Trebuie să mă așeze frumos paharul, să știe cum o face. Adică e important, exact. Sunt chestiuni simple care nu costă, dar care înseamnă mult. Mergem mai departe, management financiar public și privat, gestiune financiară a afacerilor în spațiul european. Asta. Da, este un program care a funcționat foarte bine, dăinuie de multă vreme. Deci cu tradiție. Da. Managementul afacerilor în comerț și turism, da. Din câte știu, e destul de căutat. Da. Audit și control public și privat. Da, iarăși este un program cu tradiție, avem și parteneriate cu corpul auditorilor, avem cu corpul experților contabili. Apropo de practica aceea Da, și care e musai. Managementul bioeconomiei în contextul creșterii durabile. Sună foarte pompos așa. Sună pompos, dar este și necesar, este și practic. Pentru că tot vorbim despre bioeconomie, despre produse bio, dar foarte multe nu știm. Ori în cadrul acestui master se aprofundează tot ceea ce poate să însemne. Shipping International, International Trade and Finance, da. E un program. Este în parteneriat, așa cum indică și mențiunea de mai jos. Este un program cu Universitatea da? Din Grecia, la fel din dorința de a satisface nevoile celor care lucrează în shipping, care au nevoie de personal calificat.
Nu doar Academia Navală sau alte universități pot să furnizeze. De regulă ei trebuie să-și continue studiile, să se perfecționeze pe un anumit segment. Ori acesta satisface... Și le oferă pregătirea necesară. Beneficii, da, pentru masteranți, și văd aici taxa de finalizare a studiilor poate fi plătită în rate lunare. Da. Mi se pare importantă și această relaxare. Adică poți cumva să... E un fel de negociere. Poți cumva să împarți în anumite rate, astfel încât să nu fie o povară. Da, este o opțiune. Este o opțiune. Studentul are posibilitatea să-și eșaloneze, să bifeze, să-și aleagă varianta care îi se pare preferabilă, potrivită. Și câștigului pe care... Sigur, sigur. De care dispune. Fiecare student își calculează... Într-un fel banii și știe care sunt prioritățile. Asta mi se pare important, și aceasta mi se pare important de subliniat acolo atunci când ești la o universitate. Doamna Monica Păucura, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în această seară. Vă mulțumim că ne-ați prezentat oferta educațională. Dragi tineri, nu mai stați pe gânduri, până pe 28 septembrie. Da. Se pot face înscrierile, să aveți un început de an de nota 10. Vă mulțumim. Și să continuați proiectele pe care le aveți. Doamnelor, domnilor, rămâneți cu noi.